Austrevicius, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty from Brussels. Domnule Austrevicius, câți colegi din Parlament vi s-au alăturat ieri la demonstrația pro-Ucraina? A very great event, to my mind. A couple of dozens colleagues of mine have joined this event, and we had all in all probably around 100 people standing just in front of the European Parliament here in Brussels. 10 de colegi din Parlament ni s-au alăturat la acest eveniment și aproximativ 100 de oameni care s-au strâns în piața Luxemburg din Bruxelles. Nu a fost un eveniment politic, ci unul de solidaritate între oameni, o susținere totală a Ucrainei și a liniei politice pro-europene a acestei țări. A fost mai mult o manifestație de la oameni către oameni decât una în care să se țină discursuri politice. Ucrainenii au nevoie de înțelegere din partea noastră, iar Ucraina are nevoie ca Uniunea Europeană să extindă cooperarea cu această țară și să nu se lase intimidată de nimic. Astfel de acțiuni vor continua și se vor extinde pe întreg globul. Înțeleg că la nivel internațional, comunitatea lituanienilor va organiza astfel de manifestații împreună cu cea a ucrainienilor, ideea principală fiind pace în Ucraina. Joined with the world Ukrainian community and will organize events all over the world on special days calling for peace in Ukraine. We don't have peace in Ukraine since 2014. Dar pace nu este în Ucraina din 2014 încoace. În timp ce noi vorbim, soldați ucraineni mor în lupte cu separatiștii din Luhansk și Donetsk. Unii analiști ar defini ceea ce se întâmplă astăzi în această parte de lume drept o reinterpretare a pactului Ribbentrop-Molotov. O modalitate soft, hibridă, de restabilire a unor zone de influențe, în absența unui document asumat care să conțină sub semnătura unor lideri o împărțire pe sfere de influență. Pur și simplu, lucrurile curg, se întâmplă, nu le poți opri și la final ai o nouă ordine mondială. Câtă realitate este în astfel de scenarii? Well, let's ask ourselves a question. Why it's going on? Why Russia over the sudden become not just, you know, being against, for example, Eastern Partnership, being against the... Haideți să ne întrebăm de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. De ce deodată Rusia nu doar că se opune parteneriatului estic, dar folosește în mod agresiv forțele armate, intervenții hibride și tot felul de presiuni politice împotriva statelor din parteneriatul estic. Eu cred că Rusia înțelege foarte bine că aceste țări se schimbă, că se reformează. Uitați-vă la Moldova, la Ucraina, chiar și la Georgia, deși acolo are loc un regres. Până și Armenia se mișcă pas cu pas către un sistem mai civilizat bazat pe domnia legii. Rusia nu are nicio influență asupra acestui proces. Pierde pur și simplu. De aceea încearcă să destabilizeze, să divizeze și să scoată aceste țări de pe parcursul lor european, folosind intimidarea la scenă deschisă și chiar amenințările. Rusia nu mai este de mult un exemplu bun de dezvoltare politică sau economică. Cred că dacă Vestul reușește să ajute partenerii estici să se apere de aceste amenințări și intimidări din partea Rusiei, atunci aceștia vor avea o șansă reală să continue cu reformele și să se transforme. Altfel, va fi foarte greu de înțeles cum este posibil ca o țară terță, Rusia, să intervină într-o politică pașnică a Uniunii Europene, parteneriatul estic. Fie ne vedem de treabă ca până acum, fie acceptăm că există o parte terță care are putere de decizie. Acceptăm asta? Din punctul meu de vedere, este total inacceptabil. Este un moment decisiv în care trebuie să spunem Rusiei, ajunge. Dacă nu facem asta, noi vom urma, Vestul. How come the third country can intervene into the peaceful, cooperational, you know, policy line of the European Union? So, excuse me, either we really continue our policy line or we accept that there is a third, say, side on the table which has a decision-making power. From my point of view, it's absolutely unacceptable, and this is a very decisive moment when we have to tell Russians enough is enough. Otherwise, they will go and go even further to the West. A decisive incentive given to at least one member of the Eastern Partnership, for instance, Moldova.
De ce nu își asumă Uniunea Europeană un risc minim, dând lumină verde pentru integrarea unei țări ca Moldova, care are tot ce îi trebuie să reușească? Este o țară mică, ușor de administrat pentru Uniunea Europeană și are o conducere pro-europeană acum. Acceptând Moldova ca membru al Uniunii Europene cu drepturi depline, Uniunea ar putea obține entuziasmul celorlalte state din parteneriatul estic, care să le conducă la un angajament fără echivoc pe calea europeană. Well, in fact, Moldova is a very good example of, you know, reverse developments and coming back again on a clear policy of affiliation with the, let's say, European Union based model. Așa este. Moldova este un foarte bun exemplu de dezvoltare în contrasens. După ani de zile, iată, avem acum o revenire la o linie politică de afiliere clară cu Uniunea Europeană. Bun, nu totul este perfect în Moldova. Există o opoziție la aceste evoluții care, evident, este susținută de Moscova. Încă nu avem transparență cu privire la fondurile care vin din afara țării, în Moldova. Iar noi știm de unde vin banii aceștia. Apoi, încă avem o problemă cu loialitatea în serviciul public, în condițiile în care lobiștii ruși se află încă acolo în mod ilegal. Partea bună este că avem o conducere extrem de hotărâtă în Moldova. Moldova este un exemplu din care înțelegem că atunci când liderii au o linie politică clară, nu își mint nici poporul, nici partenerii externi. Politics. I mean, when the leadership has a clear line and they don't lie for themselves and for people and for partners. Mr. Ostrovichu, thank you so much for this interview. Thank you.